Bianca lucrează într-o companie de marketing și muncește 10-12 ore pe zi. Se simțea tot mai obosită. Chiar dacă dormeam, să zic, suficiente ore noaptea, mă întrebam de ce sunt atât de obosită și la început nu îmi dădeam seama până când am stat și am analizat și chiar am făcut niște ședințe de coaching sau terapie tocmai pentru ca să sap, să zic așa, între ghilimele și să rezolv aceste stări. Se numește burnout sau sindromul muncii în exces. Cu alte cuvinte, cei care ajung în acest stadiu au bateriile complet descărcate. Sindromul este strâns legat de stresul resimțit pe o perioadă mai lungă de timp la serviciu. Programul haotic, cerințele tot mai mari, dar și lipsa recompenselor din partea angajatorului pot duce la burnout. La toate acestea se adaugă și lipsa somnului, a socializării și alimentația nesănătoasă. Fizicul încă mai duce, dar partea psihologică cedează. Cum spuneam mai devreme, pur și simplu memoria de scurtă durată îmi joacă feste. Este nevoie de evaluarea specialistului, o anamneză, o discuție, însă de analiză. Sindromul a fost definit prima dată de un psiholog german în anii 70, dar în anul pandemiei a făcut tot mai multe victime printre cei care lucrează de acasă. Cei mai vulnerabili sunt perfecționiștii, cei care dorm puțin, iau multe sarcini asupra lor și nu cer ajutor. Ea a fost clasificată de curând în codificările noastre medicale și dacă poate fi luat concediu medical pentru depresia asociată sau pentru tulburarea în sine. Aproape 30% dintre angajații care lucrează de acasă au declarat că muncesc suplimentar, comparativ cu cei care merg la birou, unde procentul este de sub 5%. Iar efectele se traduc în dublarea numărului de persoane anxioase, depresive și epuizate, arată datele europene. Parlamentul European a venit cu o inițiativă legislativă prin care cere reglementarea muncii de acasă, să fie clar definite orele de lucru și pauzele. Comisarii europeni încearcă astfel să garanteze, așa cum îl numesc ei, dreptul la deconectare, adică angajații să nu mai fie deranjați cu telefoane sau e-mail-uri în afara orelor de lucru și nici în concedii. Larisa Antal, ProTV.